În toate culturile străvechi ale lumii, sărbătorile solare sunt praguri peste an, precum pragurile din viața omului, și presupun ritualuri asemănătoare. Solstițiile și echinocțiile nasc scenarii și fapturi mitice, acte de divinație și propițiere, taine și povești ancestrale deschid porțile cerului. Dintr-o nevoie de comunicare identitară, unele sărbători străvechi din calendarele populare ale românilor au fost reactivate în calendarul urban, generând o imagistică contemporană, compatibilă cu modul de manifestare al omului timpului prezent, trăitor într-o cultură postmodernă și globalistă. La câteva zile după solstițiul de vară, moment ce marchează apogeul drumului solar, când astrul se află la zenit, punctul cel mai înalt al boltei cerești, românii sărbătoresc sânzienele. Sărbătoare solară și lunară totodată, sânzienele sunt tributare atât focului, prin făcliile aprinse de feciori și rotite după cum merge soarele pe cer, cât și apii, prin ritualul scăldării în rouă, practicat de tinerele fete. I se mai spune drăgaica, ziua soarelui, ursina, și are loc pe 24 iunie. Sânzienele sunt flori, sânzienele sunt zâne, sânzienele sunt fete flori, personaje mitice ce stau sub semnul unei tainice antropomorfizări a plantei cu același nume. În unele locuri li se spun drăgaice, termen preluat din slavă, unde draga înseamnă frumoasă, dragă. Se povestește că sânzienele trăiesc încete, ascunse de ochiul omenesc și își fac simțită prezența doar în noaptea de 23 spre 24 iunie, când cerurile se deschid. Atunci plutesc în văzduh, dansează în poieni și pe mal de apă, cresc bobul grâului, intensifică mirosul florilor, sporesc puterea tămăduitoare a plantelor de lac. Tot ele apără copiii de boli, alungă grindina și vijelia, înmulțesc păsările cerului și animalele pământului. Femeilor le aduc prunci frumoși și sănătoși, iar fetelor mari, ursitul. În schimb, atunci când oamenii nu le respectă sărbătoarea, sânzienele devin nemiloase, provoacă secetă, iau înapoi leacul plantelor, mirosul florilor, fertilitatea femeilor, puterea bărbaților, rodul pământului. Cu toate acestea, sânzienele sunt iubite, așteptate, invocate. În noaptea de sânziene, florile de sânziene au puteri nebănuite. Sunt plante oracol, plante magice, plante tămăduitoare. Dacă dormi cu ele sub pernă, îți arată ursitul. Dacă le prinzi în păr, ori le pui în sân, ești drăgăstoasă tot anul. Dacă te scalzi în roa lor, ești dragă cui vrei tu. Dacă îți înfășori talia cu ele, te apără de dureri. Este noaptea în care fetele fac coronițe din florile galbene ca soarele și dalbe ca luna, pe care în zorii zilei le aruncă pe casă. Dacă una dintre ele cade de pe acoperiș, e semn rău pentru cel căruia a fost împletită. În noaptea de sânziene, porțile cerului sunt deschise și se întorc strămoșii acasă. Cultul morților se activează, sunt pomeniți cei plecați, li se aprind lumânări, se aduc ofrande vegetale la mormintele lor, se împarte de pomană. Este o noapte magică în care se crede că animalele grăiesc cu glas de om, iar cine le ascultă poate afla de la ele toate tainele lumii.
În noaptea de sânziene, feciorii fac focuri, proiecții ale soarelui pe pământ. Aprind făclii, le rotesc imitând parcursul astrului ceresc, înconjoară cu ele curțile și grădinile într-un ritual de purificare și fertilizare, după care le împlântă în mijlocul holdelor și al livezilor. În ziua de sânziene, se spune că soarele joacă pe cer la răsărit de bucurie că strălucește cel mai tare, iar la amiază încremenește, înflăcărat și biruitor. Este momentul în care se joacă drăgaica. Atunci, fetele îmbrăcate în ie, retrăind o străveche stare vestalică în plan ritual, intră în hora drăgaicei. Prin ritm, dansul magic impune ordine într-o lume haotică, iar jocul lor este investit, pe măsură ce se desfășoară, cu semnificația unui act sacru. Intrarea în cerc, în ritm, presupune asumarea unei posibile inițieri. Dansul ritual implică formarea unei cete de fete care străbate ulițele satului, formând, prin drumul lor simbolic, un brâu protector ce cuprinde întreaga comunitate. Alaiul este însoțit de un muzicant și de un steag purtat de una dintre ele, împodobit cu baticuri colorate, spice de grâu, usturoi, pelin, flori de sânziene și alte plante magice. Au fost sămânță, au germinat, au crescut, s-au înmulțit, iar acum urmează să moară. În alte locuri, cea mai frumoasă fată se alege drăgaică, se împodobește cu spice de grâu și cu flori de sânziene ca o mireasă, după care, însoțită de alaiul său, cutreieră holdele, câmpurile și satele într-un extraordinar parcurs ritualic, aducător de belșug și fertilitate, reminiscență a unui străvechi cult agrar. Drăgaica, sânziana, mireasa soarelui. La noi, ca de altfel în multe alte spații etnoculturale, hora se joacă de peste 5.000 de ani, una dintre mărturii fiind obiectul de cult denumit Hora de la Frumușica, capodopera culturii cucuteni. Cele 6 femei prinse într-un dans circular constituie elementul de legătură între cultul zeiței mamă, existent în societățile de tip matriarhal, și cultul solar, reprezentat de cercul viu al dansatoarelor. De atunci avem și sărbătoarea solstițială a sânzienelor, singura tributară atât lunii cât și soarelui. De sărbătoarea sânzienelor, pe 24 iunie, femeile îmbracă ia și arată lumii că acest veșmânt este viu. Povestesc despre ie și duc mai departe vestea că există o dimensiune culturală a ei. Semnele simbol primordiale pictate pe vase sau incizate pe statuetele zeițelor neolitice, posibil tatuate inițial pe trupul femeilor, au fost cusute pe ie și astfel au ajuns până la noi. Când și-a cusut ia, femeia și-a spus povestea prin semnele simbol afișate. Semnele simbol cusute pe ie oglindesc starea social-statutară a femeii, trăirile ei, vârsta, apartenența unui anumit grup, prestigiul în comunitate, legătura cu lumea nevăzută. Această formă de mesaj este mult anterioară oricărei formă de scriere. Ceea ce poate părea un simplu ornament nu este nici de cum întâmplător sau doar decorativ.
Transferul din planul metafizic în cel estetic se face pe bază de cod. Ea înseamnă protecție, magie, comunicare. Semnele simbol cu sute pe ie transmit mesaje care așteaptă să fie decriptate. Coarnele de berbec, rombul, colții de lup, ochiul, rozeta. Rozetele sunt în semne solare, colții de lup, simbolul totem de ocrotire a vieții, rombul, reprezentarea fertilității și a familiei infinite. Întotdeauna semnele cu sute, țesute, puse în context, formează adevărate enunțuri. Compozițiile având de la bază coarnele de berbec, în funcție de poziționarea lor, ne spun dacă avem de-a face cu o ie de fată tânără, de mireasă, de femeie măritată cu copii sau nepoți, dacă este o ie de îngropăciune. Coloana, pomul sau arborele vieții sunt motive fundamentale în ornamentica iei, prezente într-un număr foarte mare de stilizări. Reprezintă acel axis mundi care face legătura între cele două lumi, între ceea ce se vede și ceea ce nu se vede, între ceea ce se cunoaște și ceea ce este oprit cunoașterii. Bătrânele din statele conservatoare încă își pregătesc cu grijă ia pe care o vor purta pe ultimul drum. Spun că numai îmbrăcate în costumul țărănesc vor fi recunoscute de neam și vor putea fi primite în lumea strămoșilor. Toate iile autentice sunt neterminate sau au o mică eroare de broderie. Femeia din comunitatea țărănească a considerat că perfecțiunea îi aparține doar lui Dumnezeu, iar lucrul încheiat și desăvârșit este de surginte divină. Există ii de lucru, de duminică, de mare sărbătoare, ii de mireasă, de nașe, de nevastă tânără, de femeie vârstnică, de îngropăciune. Exemplu de design colectiv de mare excepție și rafinament, pattern-ul iei vine din vremuri de demult, fiind de fapt un prealfabet. Expunerea unor semne simbol, a căror grafie se întâlnește pe toată planeta, ne ajută acum să reconstituim o gramatică străveche comună. Astfel, ia, adevărat icon identitar, arhetip vestimentar al femeii acestor locuri, înseamnă conectare cu trecutul, cu viitorul și prin limbajul universal al semnelor ei, cu comunitățile tradiționale ale lumii. Ea a inspirat și continuă să inspire mari pictori și designeri. Frederic, Arthur, Ritman, Henri Matisse, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Oscar de la Renta, Tom Ford, Nicole Miller. A fost purtată de celebrități precum Sofia Loren, Brigitte Bardot, Dalida, Virna Lisi, Rachel Walsh, Kate Moss, Liv Taylor, Adele. A devenit veșmânt regal grație reginelor României. Luna iunie este timpul magic în care ea, asemenea zeițelor din vechime, renaște mai frumoasă, mai majestoasă, mai seducătoare. Ne inspiră, ne ajută să comunicăm o stare specială, ne dă identitate și aripi. Povestea ei este povestea noastră, iar noi o împărtășim acum întregii lumii.